Petre Emanuel Neagu, președintele Consiliului Județean, a transmis prin intermediul unei rețele de socializare un mesaj în care îndeamnă la optimism în lupta împotriva răspândirii noului coronavirus. În conținutul mesajului, el mai arată că prioritatea instituției pe care o conduce este în această perioadă asigurarea cu material a Spitalului Județean. Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe lângă toate măsurile luate în această perioadă, împreună cu ceilalți membri ai Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în vederea combaterii răspândirii noului coronavirus, Consiliul Județean Buzău acordă o atenție deosebită Spitalului Județean de Urgență Buzău. Suplimentarea stocurilor deja existente în Spitalul Județean de Urgență Buzău cu materiale sanitare, aparatură sanitară sau echipamente de protecție reprezintă prioritatea zero a Consiliului Județean Buzău. Protejarea cadrelor medicale este esențială și se pot baza pe toată susținerea noastră pentru a trece cu bine această încercare. Le mulțumesc și le sunt recunoscător tuturor cadrelor medicale care în această perioadă își riscă sănătatea pentru a-și face datoria. A transmis Petre Emanuel Neagu. Consiliul Județean ține în permanență legătura și susține activitate activitatea Inspectoratului Județean de Jandarmi, Inspectoratului Județean de Poliție Buzău, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Serviciul de Ambulanță. Totodată se fac eforturi împreună cu aparatul de special specialitatea al Consiliului Județean pentru ca proiectele de investiții derulate să nu fie afectate și ca lucrările să fie executate în continuare.